O persoană care are boala Gusher ar avea nevoie de un tratament care costă aproximativ 68.000 de lei, însă la sunt doi pacienți care suferă de această boală. O serie de boli pentru care există tratament necesită o grămadă de bani pentru suportarea costurilor acestor tratamente. Pentru unii pacienți, suportarea costurilor ar fi imposibilă fără asigurare medicală. De exemplu, costul tratamentului lunar pentru boala Gaucher ajunge la aproape 68.000 de lei. Însă și alte boli mai des întâlnite, precum cancerul, poate costa un bolnav până la 9.000 de lei dacă nu ar fi asigurat. În perioada martie-septembrie 2017 au fost emise formulare terapeutice pentru bolile cronice speciale. Astfel, pentru boala Gaucher avem doi pacienți, costul mediu pe bolnav pe lună este 67.643 de lei. La poliartrită reumatoidă avem 35 de bolnavi, costul mediu 3.967, artropatie psoriazică 7, spondilită anchilozantă 42, psoriazis cronic 82, costul mediu este 6.426 de lei, la oncologie 36 de bolnavi, cu un cost mediu pe bolnav pe lună de 9.477 lei. Pacientul nu plătește nimic pentru aceste medicamente, sunt costuri mari, sunt costuri care dintr-un salariu obișnuit nu se practică, sunt imposibil de suportat. Și revin iar la principiul solidarității sociale, contribuim toți și beneficiază cei care sunt în nevoi, mai ales în nevoi speciale. Boala Gaucher apare când anumite lipide se acumulează în mod excesiv la nivelul ficatului, splinei, măduvei osoase și mai rar a creierului. Această acumulare de țesut adipos interferează cu funcționarea normală a organelor și poate determina mărirea în volum a organului și dureri osoase.